Salut, prieteni, bine ați revenit la cariera cu Borussia Dortmund. Înainte să începem, vreau să vă spun că mi-a venit în sfârșit butonul de la YouTube săptămâna asta și o să vi-l arăt chiar acum. Iată-l, acesta este, ca să-l vedeți cum trebuie. În sfârșit, după vreo două luni, iată că se întâmplă și mi-a sosit marele buton. Îl pun acolo frumos la loc de cinste, cu oglindă, cu nebunii, cu de-astea. Îmi place noul design al butonului, înainte era un alt stil, dar l-au rebranduit așa și acum... Iată că vine la loc de cinste frumos. Și acum hai să continuăm cariera. Ei bine, suntem undeva aproape de luna noiembrie. Avem meci în cupă cu Hoffenheim, care joacă foarte bine. Derby cu Bayern. Restul o să simulez toată luna noiembrie și mergem mai departe către luna decembrie. În cazul în care stăm bine în ligă, s-ar putea să simulez și pe aia, pentru că toamna nu este atât de interesantă cum e primăvara. În acest sezon, când o să avem primăvara europeană în Champions League, ăla este obiectivul principal. Cu Hoffenheim voi juca pentru că au un parcurs foarte bun până acum și o să jucăm cu echipa a doua, fiindcă două încolo de cupă, mai important este meciul de campionat cu Bayern. E muzica epică de cupă, marele pocal. E ideea simfonică, cu nebunii. Hai să vedem ce este Marțial și Son. Gata de treabă. Opa, Belfodil. Cu primul șut. N-a fost rău, părea că se duce în poartă. Dar l-am scăpat de data asta. E Toprak pe teren cu Diallo, cred. Da. Nu știu ce s-a întâmplat cu Vertonghen și Godin. Nu m-am uitat peste echipa asta secundă. Deja o aveam făcută. Dar avem un Blaise Matuidi, un Marțial, ar trebui să o ducem bine, totuși e o formulă foarte ok. Marțial, Herrero, poate pasa la Weigl, trece Weigl, scoate bomba, n-a fost bun deloc șutul. Execuție slabă, n-are finishing, era normal. Poate Marțial să dea cu capul de acolo, o face, dar fix pe portar. Ratăm o ocazie importantă. Op, Stindl, 1-0 din corner. Nu știu ce presimțeam că o să fie gol aici, dar n-am zis nimic. Centrarea asta la punctul de 11 metri și portarul nostru... Bă, Burki. E Burki în poartă, nu? Hai să vedem că nu sunt sigur. Da, e Burki. Asta înseamnă să joci cu De Gea, am să-i dau și lui minute în cupă, dar și-a luat un gol care nu trebuia să fie luat. Totuși, a dat cu capul ăla de la 11 metri, joacă la Hoffenheim. Nu vorbim aici de mari jucători ai planetei. Acum Son este faultat, pus la pământ, penalti. Portarul Baumann face lovitura de la 11 metri pe care nu știu cine o să o bată. Vom vedea imediat. Va fi Marțial. Sper să scrie Marțial aici. Apără Baumann. Hai mă! Cum e posibil? A scos penaltiul. Ia uite-l pe Burki. Cum se poate întâmpla așa ceva? Omul este pe lângă. De ce l-am schimbat pe Burki? Au spus unii dintre voi. Uitați-l! Ce a fost asta? Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Nu e normal așa ceva. Cum, frate? Alo, Karius? Tu ești? Nu știam că s-a transformat Burki în Karius. Da, păi e deja două goluri primite, ambele goluri de portar. Pauză! Trebuie să văd ce e pe bancă, să forțăm. Mai face vreo două schimbări, dacă avem pe cine să punem acolo în față. Ia să vedem, Lewandowski aici, De Gea. E și afară Burki. S-a terminat. Nu mai vreau să-l văd. Și-l băgăm și pe Leva. Wolf. Are 70 finishing. Ăsta are mai mult dribbling. Ok, îl păstrez pe Guerreiro atunci. Hai să vedem ce este acum cu un jucător de top în plus în atac. Leva ar trebui să însemne mult pentru echipa noastră. Iată-l acum, Son pe lângă poartă. Ta, mare ocazie, am ratat și un penalti și ratarea asta. Son! Haide, Son! Leva în centru acolo.
Mă pun în zonă centrală, era un șut promisător. Scos de Bauman, nu știu, poate leva cu capul. Ar fi o variantă, dar boxează Bauman. A fost și faultat. Ăla e Son. Și acum Marțial, bară. Nu știu, era Matuidinu Marțial, dar bară, frate, cât ghinion poți să am în acest meci? Hai mă, nu e posibil așa ceva. A fost foarte aproape și de data asta. Momentul 70. Na. Tu ai las, n-am dat gol în meciul ăsta, că am avut 1000 de ocazii. Dă un colă de cupă, asta e. Meci cu Bayern. Derby. Mare de tot. De obicei ne bate Bayernul. Poate de data asta reușim și noi ceva în plus. E și Sancho pe teren. Royce. Leva din primul minut. Gata de răzbunare după Supercupa Europei. Robben, încă duci. Legenda spune că în 2030, dacă ajung cu cariera, Robben tot o să fie titular la Bayern. Higuain aici. Hai că la Chelsea l-au adus și în primul meci a făcut senzație. Royce. Sancho. Ighiuțe. Hai, Leva. Lewandowski cu șutul de două ori și este în cele din urmă 1-0. Scrie numărul 21. Paulo Dybala în minutul 14 cu masca. A fost 1-0 contra lui Bayern. Dar nu trebuie să ne bucurăm prea devreme, se poate întâmpla orice. Royce. Sancho. Hai, la Royce în centru. Marco Royce. Mamă. Firesul e nervuit rău de tot. Leva cu mingea la Sancho. Haide, Sancho. Pe ei. În centru. Către Dybala. Paulo trece, însă e oprit în cea din urmă de Hummels, care aștepta acolo foarte bine. No, a rămas mingea în ultimul hal. Ai bă, frate, 1-1 Goretzka. Cum a rămas mingea acolo așa? Mă, uite cum pasează, frate, e tiki-taka. E țin câte 10 minute mingea și se duce, protejează să nu o piardă. Se întorc, se duc din nou în față, se mai întorc o dată. Dacă n-are pe unde, uite-l, ia uite-i. Bă, așa ceva, e foarte nervant, nu știu. Îmi displace total acest stil de joc. Și uite, frate, fază. Ce are jocul azi? Bă, n-am ce să-i fac, deci cum se poate întâmpla asta? Golul ăla, când a fost Burkin prin plan, asta. Ce înseamnă asta? Da, bineînțeles că scapă acum. Dintr-o dată a venit Bayernul. Dă goluri de oriunde, ori în orice stil. Aia, e penalti. Aoleu, îmi dă și roșu, fiți atenți. N-ar trebui. Nu-mi dă carton așa, ok. Dar e penalti, ce să faci? Vina mea aici. Pipita. Hai, Pipita, încolo. În dreapta dai. Mamă, ce avânt și a luat, zici că pleacă pe lună. Apără de ea, dar revine mingea la Higuain. Dacă e gol aici. Na, scăpăm. Nu! Bravo de Gea! Hai mă! Bine, Ghiuțe. Dybala pentru Lewandowski. Ne oprim frumos. Lewandowski paralel cu poarta. Ce-au finesurile, frații mei? Imposibil. Băi, măcar de acolo, adică sunt în câțiva metri cu Leva. De ce nu poate da un fines shot? Hai, Sancho. Sancho, e Leva în careu. Se poate. E momentul. Lewandowski! 2-2, lovitură de cap impecabilă din partea polonezului. Aia e, mă. Blană. Mingea ridicată. Centrare perfectă. Avem pe Son aici. N-am pe unde. Schimbăm partea. Ghiuțe. Sancho, hai că-i tehnic. Îi face. Și acum este Son. În careu. Suntem periculoși și ultimele 10 minute pot însemna cele care să ne aducă golul marii victorii. Sancho.
A trecut, mingea în centru, este acolo Dybala, Son acum, care n-a făcut fake shot-ul. Vai. Da, final de meci 2-2. Asta e. Avem 9 puncte din 3 meciuri. Sunt convins că trecem mai departe și o să simulăm mai multe partide. Simulăm din calendar, nu știu, până pe 27. Să simulez 4 partide cu Zagreb și PSV. Probabil o să-i batem pe aia, Leipzig și Frankfurt în campionat. E bine, 2-0 PSV, 4-1 Zagreb. Foarte tare, egal cu Leipzig și cu Frankfurt. Nu pot să cred. Băi, ce avem în campionat, mă? Bine, stă la 2 puncte distanță de Bayern, încă pe prima poziție, dar 2 egaluri! Ce fac băieții noștri în campionat când nu se descurcă? În Liga avem 5 victorii din 5. 15 puncte acolo, Hoffenheim pe 3 și ei sunt aproape, Düsseldorf pe 4 și avem meci cu ei în această duminică. O să-l joc și pe ăsta. S-a rupt Lewandowski, 3 săptămâni. Băi, o să joace Martial vârf. Cât are finishing? 87, Martial vârf. La Düsseldorf în deplasare, locul 4. Cum s-a întâmplat asta? Mari surprize. Pe Sanderson Park, stadion nemțesc 100%. Haide, Sancho. Martial vârf. Are 87. A mai crescut între timp. Iată-l acum. Martial 1-0. Foarte tare încă din minutul 3. Este golul lui Anthony Martial. Düsseldorf în careul nostru. Mingea scoasă de De Gea. Și este din nou Martial acolo cu Sancho acum. Vine și Royce. Parcă se leagă mai bine băieții în formula asta. E mai rapid Martial, ce-i drept. Teles, foarte bine. Și va fi mingea lui Dybala. Este și Sancho în partea opusă. Vine Sancho, care dă plasa laterală. Încă o ratare monumentală. Viță. Paulo. Sancho. Vreau să mă în partea opusă. Am găsit mingea la Roy, Sancho și este 2-0. Hai că o să fie meci mai ușor. Am scris Mario Götze, care nu știu, mereu vine la locul potrivit. Dă foarte multe goluri pentru un mijlocaș central defensiv în sistemul ăsta 4-2-3-1. A fost acolo, trebuia să fie cineva. Teles, la prima bară, dacă nu era el pe linie, luam gol. Laman. O centrare, dar e omul nostru acolo, fundașul stânga numărul 1 și ce obitură de cap bună a lui Sobotka. Nu știu că rău Düsseldorf. Interesantă echipă. Greșeală acolo, Sancho profită. Martial ridică mingea lui Dybala, care nu știu, a ezitat. Nu-mi dau seama de ce. Ba, opa. Am ratat tackle-ul. Cine face însă faza defensivă? Marco Reus. A, am făcut offset trap-ul prost. Dar n-a profitat jucătorul advers. Na. Totuși e gol. Dux. Da, cum, nu știu cum se zice. Ăsta, dar ne-a dat gol în minutul 53. Martial. Nu e în centru, ar trebui să fie acolo. Uite-l acum, Martial, bară și pentru noi. Un 3-1 acum era incredibil. Ultima fază e cu Son. În prim plan, Son! 3-1, a scris și el până la urmă. Nu știu ce face Martial acolo în poartă. Păi a rămas în poartă Martial, uitați-vă la el. Ce face acolo singur? Fază mișto asta. Dribbling-urile lui Son. Pac! Frumos! Chem episodul în decembrie, chiar pe 1, ziua națională a României. Data viitoare o să simulez, cred, toată luna decembrie, să facem un transfer. Vedem cu cine picăm în Champions League. Terminăm pe locul 1, 29 de puncte, am trecut și de grupă, am pierdut cupa, dar asta este. Sper că v-a plăcut acest episod, dacă da, nu uitați să lăsați un like acolo, dacă vreți episoade mai des de carieră, like-urile aștept foarte mult și sper să facem peste 2000 de like-uri, ar fi foarte tare, cam atât, prieteni.